Omul care este matur în credință, omul care are maturitate spirituală, niciodată nu așteaptă să vină la el cineva să facă plecăciuni și să spună iartă-mă. El știe să ierte, pentru că el trăiește ca Iisus. Pentru că el are model pe Iisus, el are creștere spirituală. El are maturitate spirituală pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Să ajungem la caracterul acesta al Domnului Iisus. Să ajungem la statura de oameni în care să umblăm cu Domnul Iisus Hristos, contopiți cu Domnul Iisus Hristos, să fim una cu Domnul Iisus, ca să fim plăcerea lui Dumnezeu. Pentru că și noi, prin efortul nostru, niciodată, indiferent, poți să-ți împarți toată averea pentru săraci. Poți să faci milostenii, poți să dai toți banii tăi la văduve și la orfani. Niciodată nu vei fi plăcerea lui Dumnezeu. Singurul care este plăcerea lui Dumnezeu este acela care era în râul Iordan când îl boteza Ioan și dintr-o dată s-a văzut cerul deschizându-se și din cer s-a auzit un glas care a zis: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Iisus Hristos a pătimit pentru noi, a suferit crucea, a acceptat judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului și a plătit El pentru păcatele noastre. El este plăcerea lui Dumnezeu. Și ca să fim noi plăcerea lui Dumnezeu, noi în care nu există nicio fărâmă de bunătate care să-L încânte pe Dumnezeu, ca să fim noi plăcerea lui Dumnezeu, să spună Domnul despre tine: în tine îmi găsesc toată plăcerea mea, trebuie să fim bine poziționați în Domnul Iisus Hristos. Doar în El. Doar în Iisus. Acela care ești, este în Iisus, Romani, capitolul 8, versetul 1, pentru El nu mai este nicio osândire. Amin? Lăudați să fie Domnul. Amin. A fi în Iisus înseamnă să ai maturitate spirituală. Amin. Înseamnă să înțelegi că El, Iisus, este dragostea. Înseamnă să înțelegi gândul care era în Iisus, despre care vorbește Pavel în Filipeni 2, faceți-mi bucurie de bine și aveți o simțire, un gând cuget, o inimă. Ca să fii în Iisus, înseamnă să ai gândul lui Iisus, să ai maturitate spirituală, să nu uiți că mergi spre cer, să nu te cumpere diavolul cu jucăriile pământului, cu banii care într-o zi nu mai au nicio valoare. Te uiți la ei și nu te pot ajuta. Și te uiți cum copiii lui Dumnezeu, când sună trâmbița, vor fi ridicați la cer. Știți cum facem noi statistica? Frații slujitori știu. Biserica mea sunt mai mulți, biserica mea numără atâtea persoane. Dumnezeu nu face statistică în felul acesta. Știți cum împarte Dumnezeu oamenii? După roadă. Amin? Amin. Și în ziua când va suna trâmbița, din doi care vor fi într-un pat, soț și soție, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din doi care vor fi la câmp, doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor fi la moare, una va fi luată și alta va fi lăsată. A fi în Iisus înseamnă să nu uiți că ești călător spre cer și că sunt atâtea obstacole pe calea aceasta prin care diavolul vrea să-ți fure inima, să-ți captiveze interesul inimii pentru alte lucruri, prin care să te dezorienteze de pe cale și să iei altă țintă, să iei alt drum. Dacă ești aici, poate n-ai legământ cu Domnul. Bartimeu a stat lângă drum când a trecut Iisus. Poate auzi vocea Domnului de ani de zile și stai tot lângă drum. Iisus te cheamă, hai la drum. Iisus spune: Bartimeu, hai la drum. Știți ce înseamnă să fii în Iisus? Să ai gândul care l-a avut Iisus, gândul Tatălui. Pentru Domnul Iisus Hristos, lucru primordial care l-avea în viața Lui
de misiune pe pământ, în vederea răscumpărării oamenilor, era voia Tatălui, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Primul lucru. Al doilea lucru care Domnul Iisus îl avea, în rugăciunea din Ioan 17 spune că El a venit ca să adune pe toți copiii lui Dumnezeu care erau risipiți într-un singur trup să fie una. Gândul lui Iisus, scopul lui Iisus era să fim una. Apoi gândul lui Iisus era gândul smereniei și a slujirii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Sunt atâtea lupte care se dau, se ridică atâtea valuri. Sunt uriași care ne iasă în cale ca să ne dezorienteze, să o luăm pe alte căi și să uităm că mergem spre cer. Ai milă, Doamne. Dar nu uitați, o singură luptă este bună. Și aceasta este lupta credinței. Dumnezeu să vă întărească. Amin. Dumnezeu să ne întărească pe toți. Să nu ne mai uităm înapoi. Și să nu ne oprim în târgul deșertăciunilor, îndreptându-ne privirile la gunoaiele și la lucrurile amăgitoare ale lumii acesteia. Să nu uităm că suntem călători spre cer, că într-o zi ni s-a dat o haină care trebuie să o păstrăm curată și albă. Și pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie. Și atunci când se lipesc pete de haina noastră și microbul lumii acesteia se prinde de noi, Dumnezeu, ca să nu avem hainele zbârcite, știm că sângele lui Iisus Hristos ne curățește, dar El ne mai scutură câteodată. Ne mai scutură așa cum fac surorile când spală rufele. Scutură hainele și apoi le calcă. Așa vrea Dumnezeu. Să avem hainele fără zbârcitură. Să fim mereu curați. Am spus că am trecut printr-o binecuvântare de suferință. Suferința este o binecuvântare și este un bine pentru sufletul nostru. Să nu uităm că suntem călători spre cer. Și suferința face parte din călătoria aceasta în care suntem porniți. De aceea să o primim ca o binecuvântare, să nu cârtim. Poporul Israel a cârtit și a pierdut răbdarea pe drum, dar a pierdut și Canaanul. Prin suferință, haina ta va străluci mai mult într-o zi. Prin suferință, într-o zi, vei auzi glasul, vin o slugă bună. Știi că Domnul nu mai vrea oameni neîncercați? Știi că în călătoria aceasta suntem chemați să trecem prin tot felul de probe și încercări? Trebuie să dăm un test în tranzitul prin pustiul lumii acesteia, să ajungem la țărmul celălalt, să ajungem la celălalt capăt. Se dau atâtea lupte și suntem testați. Dumnezeu nu vrea să se lase înșelat. Am mai fost odată înșelat de o pereche de oameni, de Adam și Eva. Și nu mai vrea oameni neîncercați în cer. Dumnezeu vrea oameni sfinți și curați. Dumnezeu să ne ajute. Sângele lui Iisus mai curge și astăzi. Dacă ți-ai pătat haina, dacă ai fost nevegător, sângele lui Iisus și astăzi mai curge pentru tine. Iisus mai are răbdare pentru tine. Pentru că mai este loc în cer pentru tine. Și Dumnezeu vrea să fii și tu acolo. Amin. Ajută-ne pe tine. Amin. Amin. Amin.